Astăzi, Moldova face pași mari pe calea integrării europene și avem șansa să devenim membri ai UE datorită votului vostru, dragi cetățeni. Fiecare vot a contat în alegerile precedente, ca să avem acum șansa reală de a deveni membri ai familiei europene, unde oamenii trăiesc în pace și bunăstare. În ciuda piedicilor imense, în ciuda unui regim autoritar corupt care stăpânea țara prin frică, în ciuda propagandei Kremlinului, oamenii au ieșit victorioși și am învățat cât de mult contează votul nostru. Pe 5 noiembrie, la alegerile locale, puterea votului nostru este la fel de mare. Moldova își va alege primarii, consilierii locali și raionali. În următorii 4 ani, de primarii și consilierii pe care îi alegem acum, va depinde cum vom trăi în fiecare localitate. De votul pe care îl dăm duminică, de oamenii pe care îi alegem să ne conducă satele și orașele, depinde dacă în comunitatea noastră va fi drum bun sau nu, dacă va fi renovată grădinița și va fi trasă apă și canalizare sau nu, dacă vor fi realizate proiecte locale sau satul va fi lăsat în dezordine și de izbeliște. Și acest lucru depinde de noi, de locuitorii satelor și orașelor. Depinde de noi să nu lăsăm localitățile pe mâna hoților sau a mincinoșilor. Depinde de noi să-i alegem pe cei care își iubesc casa și neamul. M-am născut în sat, ca și mulți dintre voi. Știu ce înseamnă să nu ai apă și canalizare, să mergi pe drumuri cu glod sau să fie frig în școală. Și îmi doresc, ca și voi, ca generațiile care vin să nu mai cunoască aceste greutăți, să avem un nivel de trai european și o viață confortabilă în toate localitățile din Moldova. Noi avem misiunea să aducem Uniunea Europeană acasă. Este misiunea noastră comună, a președintelui, a parlamentului și guvernului, a primarilor și consilierilor, a tuturor cetățenilor. Așa încât copiii de mâine ai Moldovei să trăiască într-o țară europeană oriunde s-ar naște și ar copilări, la Vulcănești sau la Bilicenii Vechi, la Văleni sau la Grimă-Ncăuți. Drumul până a ajunge acolo e complicat și nu e de o zi, de două, avem încă mult de făcut. Am început proiecte în peste jumătate din localitățile Moldovei prin programul național Satul European și avem planuri bine puse la punct de dezvoltare pentru toate localitățile. Cu aproape 3 ani în urmă, mi-am asumat un angajament față de fiecare localitate din Republica Moldova. Am promis că voi respecta și voi pleda pentru independența administrației publice locale și pentru alocarea corectă a banilor. Am promis că vom opri șantajul și hărțuirea primarilor. Am promis că vom găsi bani și finanțare externă pentru proiecte locale mari și de modernizare a infrastructurii în satele noastre. Ne-am ținut de cuvânt. Oamenii au văzut că Moldova poate deveni europeană și se poate dezvolta. Fiecare școală renovată, secție de spital dotată, fiecare kilometru de drum reparat sau teren de joacă înseamnă copii și familii concrete care au acces la condiții normale, demne de trai. Fiecare proiect de succes înseamnă o Moldovă mai puternică, mai dezvoltată, ne oferă speranța că putem reuși. Nu ne complacem în lucrurile realizate. Dimpotrivă, știm că avem în față provocări serioase. Chiar în aceste alegeri locale, forțele pro-Kremlin, forțele pro-război, vor încerca din răsputeri să blocheze drumul nostru european. Cu bani murdari, cu partide plătite de Kremlin, deghizate în partide pro-europene, prin cumpărare de voturi, se va încerca, din nou, subjugarea Moldovei unor interese străine și menținerea țării noastre într-o zonă uitată de lume. Instituțiile statului vor apăra democrația, însă doar votul vostru poate fi mai puternic decât încercările de vindere a Moldovei. Tocmai de aceea este atât de important să ieșim cu toții la vot. Să clădim cu votul nostru Moldova europeană de mâine. Obiectivul nostru comun este să construim sate și orașe europene. Vom reuși
dacă vom munci toți pentru acest obiectiv. Și el depinde de votul nostru din 5 noiembrie. Duminica 5 noiembrie, ieșiți la vot. Toți cei născuți la sat și toți cei născuți la oraș. Și folosiți puterea votului vostru pentru viitorul întregii Moldove, cu toate localitățile ei frumoase.